Cu ocazia încheierii proiectului Teatru și Viața, inițiatorii programului și elevii implicați în derularea acestuia și-au prezentat rezultatele muncilor și a impactului asupra societății civile. De asemenea, tinerii au prezentat o scenetă de teatru pusă în practică la Iași, care aduce în centrul atenției problema discriminării elevilor din România, care aparțin diferitelor minorități. Proiectul, finanțat cu suma de 35.000 de euro și derulat de către Asociația pentru Dialog Intercultural, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Colegiul Național Octav Onicescu, București, Liceul Teoretic Bulgar Hristov Botev din București și Colegiul Național Vlaicu Vodă din Curtea de Argeș a avut ca scop sensibilizarea cetățenilor cu privire la pericolul discriminării și necesitatea respectării drepturilor omului și a valorilor democratice. Au învățat să fie empatici, să fie atenți la ceilalți de lângă ei. Au învățat drepturile omului și cum să le promoveze și cum să ia atitudine pentru respectarea lor. Și au învățat și ceva teatru opresaților, ca cu lucru, deci cu acest mijloc de teatru opresaților, să fie în stare să promoveze mai departe drepturile omului. Elevii care au participat la proiect vor fi trainerii colegilor lor în această echipă de teatru și ei vor duce mai departe mesajul acestui proiect. Să știm cum să ne comportăm, pentru că viața fiecăruia are aceeași demnitate și același preț. Astfel, pe o perioadă de un an, elevii din trei licee au promovat toleranța și respectul față de diversitatea socială prin teatrul opresaților. După un training la Curtea de Argeș, în care 45 de elevi de la cele trei licee partenere au învățat cum să promoveze drepturile omului și valorile democrației europene prin teatrul opresaților, a urmat o adevărată stagiune teatrală. Stagiunea teatrală a inclus reprezentații în Timișoara, Iași, Cluj și București, în cadrul cărora elevii actori i-au încurajat pe cetățenii spectatori să ia atitudine împotriva discriminării, homofobiei, rasismului, xenofobiei și a discursului instigator la ură. De asemenea, în cadrul proiectului, în școlile implicate s-au constituit echipe de teatru, iar elevii actori din grupul țintă au devenit multiplicatori în liceele din care provin, cu scopul promovării justiției sociale. Am învățat că fiecare om în parte, indiferent cât de diferit ar practic special, dacă are caracteristici diferite, este important și vocea lui poate fi auzită. Teatru și Viața este un proiect care se adresează unei întregi societăți, un proiect de conștientizare a rolului negativ al discriminării și de îndrumare a cetățenilor de a lua atitudine împotriva încălcării drepturilor omului prin exercitarea cetățeniei active.